Vreți să cunoașteți viitorul și sunteți dispuși să căutați la oricine răspunsuri despre ce urmează? Dar știți că sunt profeți adevărați și profeți falși? Cum îi recunoaștem pe unii de alții? Mai sunt profeți în zilele noastre sau doar în vremurile biblice? Opinia biblică ne ajută și ea să ne lămurim asupra acestui aspect, așa că vă invit să rămâneți alături de noi. Deschidem emisiunea cu un clip pregătit de Opinia Production și apoi dezbatem subiectul în platou. Perspectiva sfârșitului lumii agită apele și așa învolburate ale unei lumi care și-a pierdut direcția. Printre alegații fataliste ecologice și fantasme extraterestre își face tot mai mult loc în lumea modernă o tagmă a prezicătorilor, a profeților, de ce nu a ghicitorilor și vrăjitorilor sau măcar a puzderiilor de horoscoape ce inundă tot mai mult mass media. Catrenele lui Nostradamus ocupă din nou spațiul mediatic și curg ca un șuvoi de neoprit amenințările apocaliptice. După 7 luni, un mare război. Al 3-lea război mondial? Rusia contra NATO, nu? Un mare imperiu distrus, sigur, Rusia. Sau poate China? Un papă nou, unul tânăr, ultimul. Deci, dezastros pentru viitorul Bisericii Romano-Catolice. Nici familia regală britanică nu scapă de amenințare. Regele Charles ar trebui să iasă din scenă și moștenitorul tronului să nu fie cel așteptat, ci o mare surpriză succesorală. O bombă nucleară detonată undeva între Marea Neagră și insula Rodos și, desigur, și o profeție despre Marte. Dar la fel sunau amenințările și anul trecut, și acum 2 ani, și aceleași catrene, 942 la număr, publicate în 1555, au fost aplicate la fiecare generație, la fiecare eveniment, de multe ori retroactiv, doar se vor nimeri. Ar trebui subliniat faptul că Nostradamus a fost un astrolog francez, convins ca mai toți oamenii timpului său că astrele Universului influențează și ghidează viața și viitorul fiecărui om. Nu degeaba s-a numit Evul Mediu Întunecat. Nu este dureros că astăzi a reînviat această credință obscură milioane de oameni consultând în fiecare zi horoscopul pentru a-și împlini destinul? Dacă este să te iei după catrenele lui Nostradamus, până la urmă poți să interpretezi orice și el nu este singurul. În spațiul balcanic, an de an se interpretează și reinterpretează prezicerile faimoasei Baba Vanga, bulgăroaica cu ochii închiși, dar care ar fi văzut lucrurile viitoare mai ceva ca un film în derulare. Tagma lor se încheie, la pragul cel mai de jos, cu vrăjitoarele și cititoarele viitorului în palmă. Căci trebuie ca fiecare categorie socială sau zona lumii să-și aibă propriul văzător, nu-i așa? Chiar ne interesează sau este o simplă curiozitate? Este doar o mare înșelătorie sau chiar este cineva care ne poate spune evenimentele viitorului? Poate ar trebui să vedem și declarația lui Iisus Hristos. Se vor scula mulți proroci mincinoși și vor înșela pe mulți. Această avertizare subliniază și existența profeților adevărați, pentru că da, istoria umanității este însoțită de experiența profetică. Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina slujitorilor săi proroci. Cei care ar încerca o asociere a profețiilor biblice cu catrenele lui Nostradamus ar trebui să analizeze nivelul de claritate al profețiilor biblice și integralitatea împlinirilor. Profețiile făcute cu 2500 de ani înainte de profetul Daniel s-au împlinit cu o exactitate fascinantă. O istorie a lumii în desfășurare, cu succesiunea marilor imperii începând cu anii 500 înainte de Hristos. Iar declarațiile profetice nu sunt ascunse enigmatic în stihuri care ar putea să spună orice. Profetul Isaia îl amintește pe nume, robul meu Cir, pe împăratul persan care avea să dea decretul eliberării poporului Israel cu mai bine de 200 de ani înainte de nașterea lui și de apariția pe scena istoriei a Imperiului Persan. Dispariția Imperiului Asirian și distrugerea din temelia capitalei lui, Ninive, au împlinit o profeție făcută pe vremea când nicio putere nu se putea opune ferocelor armate asiriene. Era ceva de necrezut și totuși profeția s-a împlinit exact.
Mai bine de 300 de profeții ale Vechiului Testament cu privire la nașterea și viața pământeană a lui Hristos s-au împlinit toate fără nicio excepție. Profețiile din Cartea Apocalipsei lui Ioan se încadrează în aceleași coordonate. Așa că, dacă ne interesează viitorul, ar trebui să ne întoarcem la Biblie. De fapt, testul dacă un profet este adevărat sau nu, este cu privire la împlinirea prezicerilor lui. E corect, nu? Și atunci ne întrebăm, face Nostradamus parte din categoria profeților adevărați? Lincoln observa odinioară, poți păcăli pe unii oameni tot timpul și pe toți oamenii câteodată, dar nu poți păcăli toți oamenii tot timpul. Mulțumim Opinia Production pentru acest material. Le spun bun venit invitaților mei de astăzi, pastorii Lucian Floricel și Adrian Zaharia. Bun regăsit! Suntem din nou împreună, un nou subiect provocator. O să intrăm direct în subiect și facem conexiunea aceasta între profeți, profeții și vremea sfârșitului. Profețiile au de-a face doar cu sfârșitul lumii sau putem vorbi de profeții și în alte domenii? Privind istoric, în mod special din perspectiva Bibliei, aproape că nu a fost nicio perioadă în care să nu fie existat un profet. Pentru că rolul unui profet, sau așa cum era amintit în Biblie, văzător, nu era doar acela de a prevesti lucrurile viitoare, ci și să se ocupe de timpul în care trăia, de generația respectivă, să abordeze aspectele spirituale, sensul vieții la momentul respectiv, dar bineînțeles că primind pentru... Primind mesaje de la Dumnezeu și intermediind cumva comunicarea între Dumnezeu și om? Da, fiind omul de care Dumnezeu se folosea pentru a-și transmite voința într-un mod direct. Bineînțeles că s-a păstrat doar această parte a descoperirii viitorului, pentru că este mai incitant, ne câștigă mai mult atenția, dar rolul unui profet a fost unul foarte complex și a făcut parte, de fapt, din fiecare generație a istoriei acestei lumi. Iar la timpul sfârșitului, mai mult decât oricând, sigur că da. Există acest interes pentru profeți și profețiile legate de timpul sfârșitului. Ne putem aștepta să mai fie profeți astăzi? Sau odată cu Scriptura s-a încheiat modul acesta lui Dumnezeu de a comunica? Știm sigur că mai sunt profeți, pentru că în Evanghelia după Matei, Mântuitorul avertizează cu privire la falși profeți care vor căuta să ducă în eroare. Dacă sunt falși profeți, înseamnă că sunt profeți. Și înseamnă că fenomenul profetic n-a fost estompat doar sau mărginit doar de granițele Vechiului și Noului Testament. Vorbim despre prezența acestui dar spiritual și după încheierea canonului Noului Testament. Te poți aștepta. Scriptura, sunt cărți care vorbesc despre lucrul acesta, cum este Ioel, tinerii voștri vor avea vise, vedenii. Bun, fenomenul este un pic... aduce un pic așa o nesiguranță, pentru că cine vor fi profeții respectivi? Te poți încrede în ei? Nu ar fi cumva mai simplu să zicem, ok, mergem doar pe ce spune Biblia și atât, să nu mai luăm în calcul ce spun și alții, că dacă cumva, adică nici nu avem cum să știm ce spun toți, de unde știm că e profet adevărat, de unde știm că profeția lui se va împlini sau nu și atunci o credem, mergem pe această pistă sau nu, nu ne derutează un pic perspectiva asta? Sunt anumite criterii pe care trebuie să le avem în vedere atunci când ne referim la un profet, însă înainte de a merge la lucrul acesta aș vrea să amintesc argumentul care poate este cel mai important cu privire la continuitatea profetismului dincolo de Noul Testament. S-a amintit textul din Biblie care spune că să avem grijă să nu fim înșelați de profeți, că vor fi profeți falși. Dacă Domnul Hristos avea în vedere că
profetismul urma să se încheie în momentul în care ultimii apostoli treceau la odihnă, atunci ar fi putut să spună foarte simplu, băgați de seamă ca de acum înainte să nu aveți nicio înțelegere față de niciun mesaj profetic care va veni. Prin această definire a profeților falși, Domnul Hristos a lăsat loc de înțeles că vor fi și profeți adevărați. Criteriile profetice le găsim în Sfânta Scriptură și, în primul rând, pornesc de la viața profeților. Dacă viața unui profet este în concordanță cu valorile Bibliei, atunci ne putem aștepta ca Dumnezeu să vorbească prin omul respectiv. Dacă viața lui este o viață disonantă, o viață în care și are loc păcatul, nu te poți aștepta ca Dumnezeu să se folosească de un astfel de om pentru a-și transmite voința lui. Apoi sunt criterii care țin de continuitatea profetică biblică. Niciun profet din Biblie nu a venit și a spus ștergem tot ce a fost până acum. Am eu o altă variantă. Și de acum înainte eu am o altă variantă. Fiecare profet a fost ancorat în acest puzzle mare al istoriei profetice, așa cum este prezentată în Biblie. Iar el nu a făcut altceva decât să meargă pe această continuitate, raportându-se la profeții care au fost înaintea lui, raportându-se chiar la profeții care erau în timpul lui și oferind astfel mesaje profetice mai departe. Domnul Hristos a prins foarte bine lucrul acesta când el însuși i-a citat pe vechii profeți, pe profeții din Vechiul Testament, pentru a argumenta declarațiile pe care le făcea cu privire la viitor. Aparte de criteriile pe care le-ați anunțat și care sunt foarte în regulă, sunt biblice, mi-aș permite să mai adaug și eu câteva. Conduce întotdeauna la ascultare de voia lui Dumnezeu. Profețiile lui se împlinesc. Bine, aici cu o mențiune, ca să nu fie din categoria celor condiționate. Există profeții condiționate și necondiționate. Apoi, legea și scriptura au centralitate în scrierile profetului. Adică dacă vine cineva cu niște lumină, cum ne place noi să vă folosim într-un limbaj de stat teologic diferită, e o problemă acolo, trebuie să fie în ton cum s-a spus, așează pe Hristos întotdeauna în mijlocul profețiilor și un element care este foarte interesant vis-a-vis de a trăi corect sau incorect, mustră păcatul și nu îl măgulește, nu tolerează, nu închide ochii la anumite lucruri și de asemenea foarte important recunoaște dumnezeirea lui Iisus Hristos. Acesta nu este un lucru mărunt, pentru că a așeza orice altă bază pe orice alt fundament este deja un dezastru. Adică imaginați-vă la un moment dat că Nostradamus este un astronom care face profeții. Cititor în astre, da. Și numărul de astre cunoscut la vremea lui era insignifiant mai mic decât numărul de planete care sunt astăzi în cunoscute, descoperite. Adică scrierile lui, să zicem, se bazau pe vizualizarea a 5 planete sau 7 planete. Acum sunt mai multe. Adică cum stai cu profețiile acestea? În ce cadrane mai vorbești asta? Adică despre ce vorbim? Și una este palierul scripturistic. De ce sunt oamenii atât de atrași de zona asta, care are multă speculație, este evident? Păi sunt două paliere. Este palierul scripturistic, care este un monolit al gândirii sănătoase. Este în acord, totul e în acord cu totul acolo. Și este celălalt palier, este al presei de scandal, al horoscopului de la pagina, adică vreți să spuneți că nu este suficient promovat? Sau ce anume? Ce face ca totuși profeția biblică să nu aibă același impact în viețile oamenilor cum ar putea să aibă, de exemplu, Nostradamus? În primul rând, este o problemă de vizibilitate. Este mult mai incitant să-l urmărești pe Nostradamus, pentru că nu te poți aștepta, nu știi la ce te poți aștepta de la el. Catrenul, un catren îl poți interpreta astăzi,
îl poți interpreta anul viitor, îl poți interpreta peste 2 ani și de fiecare dată se împlinește altceva. Sau nu se împlinește, îți aduce altceva, este ceva care te incită, plus faptul că a fost foarte mult promovat. Adevărul este că tot acest profetism, inclusiv al lui Nostradamus, a fost o promovare a perioadei renascentiste și apoi perioadei raționaliste, care era împotriva Bibliei, care a încercat să găsească o alternativă la mesajul profetic biblic. Și dacă era posibil să se scoată mesajul profetic biblic din atenția oamenilor. De aceea el a fost foarte promovat. Mergând pe promovarea aceasta, apoi s-a ajuns la diversele civilizații vechi, din care s-au descoperit tot felul de înscrisuri, fie că era vorba de civilizația babiloniană, sumeriană, sau civilizațiile egiptene, sau mai nou civilizațiile amerindiene, cu calendarul maiaș, cu toate acestea au câștigat foarte mult teren, pentru că niște regizori, la un moment dat, au zis... Este un ban de câștigat de aici și, bineînțeles, și un nume. Au făcut niște filme care au prins aceste profeții, au câștigat foarte mult public și, în felul acesta, mesajul biblic s-a pierdut, s-a îndepărtat. S-a pus așa într-o umbră. A fost pus într-o anumită umbră. Regizorii ca regizorii, dar regizorii în general sunt genul de personaje care speculează trendurile din... Sigur. Inclusiv din teologie. Ori eu bag mai degrabă vină corpului teologic creștin care pune o stabilă omului simplu de a cerceta Scriptura. Când tu îi spui, nu te duce să afli de cartea Apocalipsei. Nu te băga tu acolo. Că eventual este o carte închisă. Este o carte închisă. Nu poți să baricadezi mintea unui om și să-i spui ca nevul mediu, tu nu citi aia sau tu nu te duci să studiezi, pentru că sunt efecte adverse, efectele secundare sunt îngrozitoare, adică oprește-i omului acces la singura sursă de informație autentică și curată, care este Scriptura, cărțile profetice și așa mai departe, și atunci el de unde se va hrăni? Din punga fără fund a superstițiilor, a ocultismului și ce mai circulă pe piață. Deci, creștinii ar trebui să fie, sau forurile conducătoare ar trebui să agreeze, să pună Scriptura în mâna poporului. Acest este un prim pas riscant, dar sănătos pentru ca omul să poată să aibă o bună abordare a lucrurilor acestor. Dar, până la urmă, de ce avem nevoie de profețiile acestea? Cu ce ne ajută să știm atât de mult sfârșitul? De ce există această dorință atât de mare a omului de a afla timpul sfârșitului? Ce era timpul sfârșitului? Să nu uităm că, în realitate, este vorba de curiozitatea noastră, în mod special. Avem o curiozitate așa specială pentru viitor, pentru că, nefiind siguri de ce se va întâmpla, ne-ar interesa să știm ce se ce va fi. Și care e remediul pentru asta? Să nu uităm că Domnul Hristos a fost întrebat într-o ocazie, așa cum suntem noi aici, de ucenici: Doamne, care va fi sfârșitul? Ce se va întâmpla? Cum va fi atunci? Și Domnul Hristos le-a dat un răspuns care i-a nedumerit puțin. Le-a spus: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soracele, ci treaba voastră este alta. Și anume să învățați să trăiți frumos, să trăiți curat, să aveți niște principii în așa fel încât viața voastră să fie o viață frumoasă și demnă. Asta nu înseamnă că Domnul Hristos nu a vrut ca noi să știm ce se va întâmpla în viitor. Tocmai de aceea ne-a dat profețiile. Dar nu ca fiind o dominantă a experienței unui om sau, hai să zicem, a experienței credinței. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că profețiile biblice, care s-au împlinit cu o exactitate uimitoare, vorbind de evenimente istorice sau evenimente legate de viața și moartea lui Iisus Hristos, sunt niște argumente foarte puternice și mulți oameni au aderat la creștinism, tocmai având încredere în ceea ce Biblia a spus și s-a împlinit. Putem să luăm modelul acesta și să-l punem și în dreptul timpului sfârșitului? Adică așteptăm să vedem cum va fi sfârșitul ca să vedem dacă credem varianta biblică sau varianta lui Nostradamus? Nu e prea riscant? Că dacă vorbim de lucruri care s-au întâmplat, cumva e clar. Dar la viitor mai are un rost să avem o astfel de abordare? Viitorul suntem astăzi, nu? Adică într-un anume sens.
Și nu cred că definim viitorul ca un timp, nu știu când, ne aștept foarte mult. Uitați, există în Amos, capitolul 3, cu versetul 7, un paragraf foarte limpede pe subiectul ăsta. Spune, Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Asta înseamnă că viața ne confruntă cu lucruri și avem nevoie de un aport de din afara noastră. Așa cum, de exemplu, printr-un profet, prin Moise, că a fost profet, poporul a fost înștiințat de căderea celor 10 plăgi în Egipt și poporul s-a pus la adăpost. Așa cum, de exemplu, mai târziu am avut de-a face cu distrugerea Ierusalimului pe vremea Domnului Hristos, dar niciun creștin nu a fost prins în strâmtoarea romană, pentru că profeții Domnului i-au avertizat, iar ei au avut timp să fugă. În mod similar, la vremea sfârșitului, ai nevoie de propozițiile unui profet care să-ți spună: în chestiunea asta te bagi, în chestiunea asta nu te bagi. Dumneavoastră cunoașteți un astfel de profet? Da, nu aveam de gând să fug de întrebarea aceasta, ba într-un alt sens chiar o așteptam. În ciuda contestării vehemente, există și astăzi în biserica aceasta prezența unui profet care se numește Ellen White, care este acel mesager al lui Dumnezeu, care nu a, care a făcut un foarte mare bine bisericii acestea, dar nu s-a poziționat niciodată deasupra Scripturii. Întotdeauna și-a subordonat scrierile, iar întotdeauna pana ei, stiloul ei a dezvăluit prin inspirație lucruri care au fost înspre zidirea bisericii acesteia. Acceptați provocarea să ne ajutați cu niște clipuri pe subiectul acesta? Poate pe viitor, sigur, cum să nu. Aș aminti încă un aspect important aici. Rolul profetismului în Biblie nu a fost acela doar de a prevesti, ci împlinirea profetică trecută a avut rolul de a da încredere și avea convingerea că Dumnezeu conduce bine lucrurile. Evreii aveau un concept foarte interesant. Ei nu aveau viitor în conceptul în care noi avem trecut, prezent și viitor, ci aveau trecut și prezent. Și când era vorba de viitor, ei spuneau: cum va fi viitorul? Viitorul va fi exact cum a fost trecutul. Pentru a cunoaște viitorul, ei se întorceau spre trecut și spuneau: Dumnezeu ne-a condus până aici. Înseamnă că și de acum înainte Dumnezeu ne va conduce la fel. Rolul profetismului a fost acela de a da încredere și de această încredere avem nevoie și noi acum. Uitați-vă la toate filmele apocaliptice bazate pe Nostradamus, pe calendarul maia și așa mai departe. Ele toate prezintă niște scenarii distrugătoare, îngrozitoare, dispariția vieții. Când ne gândim la mesajul biblic, mesajul biblic vorbește de fapt de un nou început. De fapt dă o speranță. Avem o nădejde că lucrurile care sunt acum rele nu vor mai fi. Și garanția acestora sunt tocmai profețiile împlinite până acum. Și spune, dacă tot ce a fost până acum s-a împlinit, înseamnă că și ce a mai rămas de împlinit de acum înainte se va împlini la fel. Și în ceea ce privește mântuirea, putem să spunem că și aceasta este o profeție, un fel de profeție condiționată de răspunsul nostru, că Dumnezeu ne promite salvarea, dar e o profeție condiționată, nu? Da, este o promisiune care se va împlini la fel de exact ca tot ce s-a împlinit până aici, pentru că Dumnezeu spune: eu sunt același ieri și azi și în veci, eu nu mă schimb. Dacă Dumnezeu a făcut o promisiune, cu siguranță că El se va ține de această promisiune. Aș vrea în încheiere să punem din nou accentul pe semnalul acesta de alarmă, la ce să fim atenți când identificăm profeți sau cum să identificăm profeții falși. Dacă aș fi diavol, aș încerca, în primul rând, să arunc în aer încrederea oamenilor față de Scriptură. Există atât de multe lucruri limpezi în Scriptură pe care diavolului îi place să le amestece.
Spune în Noul Testament, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să muste, să îndrepte, să dea înțelepciune și așa mai departe. Există, de exemplu, în cartea Apocalipsei, gândul acela care spune că balaurul, care este diavolul, mâniat pe femeie, care este biserica, s-a dus să facă război, un război al argumentelor, cu cine? Cu rămășița seminței ei, cu probabil o biserică, caracterizată de două lucruri, spune Apocalipsa 12 cu 17, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Hristos. În cartea Isaia, de exemplu, se spune, odată în plus, la lege și la mărturie, dacă nu vor vorbi așa, nu vor răsări zorile pentru poporul acesta. Iar câteva pagini mai încolo în Apocalipsa se spune că duhul acesta, că mărturia lui Iisus este duhul prorociei. Dacă aș fi diavol, aș încerca să... n-aș încerca să distrug Scriptura, aș încerca doar să o amestec cu Nostradamus, cu Maia, cu orice altceva, ca să o murdăresc. Însă mă opresc și spun doar atât. În 2 Cronici se spune: încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți, încredeți-vă în prorocii Lui, ai Lui, și veți izbuti. O concluzie. Deși la prima vedere nu este atât de simplu în a face deosebirea dintre profeții adevărați și profeții falși, totuși în realitate diferența este destul de ușor de făcut, este destul de clară. Pentru că toți acești profeți care invadează spațiul mediatic lumea noastră de astăzi, fiecare spune în felul lui. Deși trăiesc în aceeași generație, în același timp, fiecare vorbește diferit. Nu sunt doi la fel. Poate că ar trebui să facă și ei o întâlnire și să se pună de acord, să spunem toți la fel. Același lucru. În timp ce profeții biblici, toți au mers pe o singură linie. Deși este vorba de o scriere care a traversat tot timpul trecut înainte de Hristos și toate generațiile de după Hristos. Această continuitate ne ajută să facem deosebire între ce este bine și ce este rău. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune, cu drag și în alte ocazii vă aștept. Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Nu știu ce altceva mai bun ar avea să ne spună Scriptura legat de acest subiect. Și ca un rezumat, cum recunoaștem un profet adevărat? Mesajul său trebuie să fie în conformitate cu Biblia, să-L recunoască pe Iisus ca Dumnezeu, viața lui să fie în consecvență cu mesajul pe care îl transmite, iar profețiile sale să se împlinească. Vă încurajez să treceți prin acest filtru pe oricine se pretinde profet.